Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Aș vrea să uzez de expresia Domnului care spunea: voi sunteți prietenii mei, dacă... Probabil că și eu rămân prieten cu dumneavoastră, dacă... Domnul spunea ucenicilor: dacă faceți ceea ce vă spun. Oare ce condiții îmi puneți dumneavoastră mie ca să rămân prieten? Din slujirea pe care o am și experiența puțină, am constatat că eu mai mulți prieteni mi-am făcut în adunările unde am predicat scurt și nu lung. Dorim în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze și întreaga adunare în anul 2019 să fie binecuvântată. Amin. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Eu am constatat că întotdeauna noul aduce un impact asupra oamenilor. Noul stârnește curiozitatea. Curiozitatea la aspect. Cineva și-a făcut o casă nouă. Chiar am fost curios să văd cum arată. Cineva și-a cumpărat o mașină nouă și m-am dus să văd cum e mașina asta nouă. Cum arată? Cineva s-a pocăit, un om. Am înțeles că s-a născut din nou. Și am vrut să văd cum arată un om pocăit. Pe ăla nepocăit îl știam. Și am vrut să văd acum pocăit cum arată el. Că nou aduce curiozitate, nu? Asupra randamentului, o mașină e mai bună ca aceea veche. Casa asta e mai bună ca aceea veche. Un pocăit e mai bun ca unul nepocăit. Să pune o curiozitate, nu? Curiozitatea asupra prețului. M-am rotit odată roată și am întrebat: măi, cât costă? Cineva a vrut să cumpere o casă, o fost și o văzut, eu eram de față. S-a uitat rotă și a spus: cât m-ar costa? Eu întreb: cât ar costa ca să se pocăiască un nepocăit? Care-i prețul? Trebuie să dea un preț, nu? Întotdeauna nouă are un impact asupra oamenilor. În primul rând, stârnește curiozitate. În al doilea rând, dorință de înnoire. Am spus și eu, deci eu vreau să-mi cumpăr o altă mașină. Am să-mi cumpăr și o altă mașină, m-a uitat la mea și fratele Sorin spunea: băi, Dragoș, îți trebuie o altă mașină. Și eu vreau să-mi cumpăr o altă mașină. Am dorința asta. Dar apare o problemă. În fizică am învățat de acțiune și reacțiune. Când apare dorința de înnoire, apare așa o reacție a rutinei. Eu am vorbit cu cineva să-mi cumpere o mașină și i-am spus: dar să fie cu cutie manuală. Și el spune: măi, frate Dragoș, dar e mai bună aia automată. N-am condus niciodată, dacă ai să-mi cumperi, cu cutie manuală vreau, că așa sunt eu obișnuit. Știi? Și nu mi-am cumpărat, nu le-am înțeles cum să fie cutia. Probabil și la preț, asta e alt amănunt. Apare reacția rutinii. Și noi mergem foarte mult din inerție. Poate cineva ar spune: domne, e bună pocăința. Dar la anii mei de acum, toată viața am fost așa, am crezut așa, să mă schimb eu acum, să mă înnoiesc eu acum. Și de regulă din disputa asta între dorința de înnoire și reacția obișnuinței, se naște un termen numit amânare. Poate am să mă pocăiesc, dar nu acum. Am să-mi schimb casa. Eu vreau să las apartamentul, spunea cineva, și am să mă mut la casă, da? Mai stau încă așa. Și eu am spus: am să-mi schimb mașina, da? Nu, anul ăsta nu, poate altă dată. Acum, când e vorba de casă, de mașină, de o haină nouă, e o problemă mai mare sau mai mică. Dar când e vorba ca cineva că trebuie să se pocăiască și mai amână, e o problemă foarte mare. Știți, odată dregătorul Felix a de vorbă cu Pavel, era interesat de Pavel și când Pavel la un moment dat vorbea despre înfrânare, despre neprihănire, despre judecată, el s-a îngrozit și a spus că eu i-ascult altădată. Apostolul Pavel vorbea în Areopagul din Atena, scrie în Fapte, capitolul 17. Dar în auditoriul acela care era s-a împărțit în mai multe categorii. Unii au trecut de partea lui Pavel, unii l-au ocărât pe Pavel, dar o parte au spus altă dată. Și acea altă dată nu a mai fost niciodată. Noul are un impact. Când apare o lege nouă, o știre nouă, un lucru nou, apare lupta asta între dorința de a te înnoi și inerția, rutina în care am trăit. Eu aș dori dacă în seara asta cineva își pune de gândul, dacă Domnul, prin Duhul Sfânt, îl lămurește că trebuie să schimbe viața, să-și înnoiască viața, să se pocăiască, să dispară amânarea. Și Domnul să ne facă să ne pocăim mai bine în seara asta, amin? Am ales pentru seara aceasta versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, și reținem expresia, dacă este cineva în Hristos. Noi avem un om vechi. Omul meu cel vechi a moștenit o fire pământească foarte păcătoasă. Da? M-am născut pe un pământ blestemat, sunt sub incidența blestemului din Genesa, spin și pălămide, și aveam un destin tragic, chinuire veșnică. Eu am vrut să mă schimb și oamenii vor să se schimbe, dar nu pot ei singuri. Omul cel vechi nu poate fi îmblânzit, nu poate fi educat, nu poate fi, ridicat gradul de cultură, nu putem cârpi ceva la el să-l facem mai bun, nu. Omul cel vechi trebuie înlăturat, trebuie răstihnit, trebuie să ne debarasăm de el, dar noi nu putem asta. Și pentru că eu nu pot asta, și când m-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, e adevărat, eu eram în coapsele strămoșului meu, al lui Adam, când l-a păcătuit, dar n-am păcătuit eu. Până la urmă, care e vina mea că Eva o mâncat din fructul oprit? Cu ce sunt eu vinovat? Și Dumnezeu, care e drept, mi-a spus, ai dreptate. Și ții, uite, îți mai dau încă o șansă. Te-ai născut prima dată, te-ai născut în păcat, omul tău cel vechi îi păcătos și condamnat, ai voie să te mai naști încă o dată. Prima naștere a arătat, a fost greșită, a fost rea, a fost din fire. Și a spus, Domnul, tu ai dreptul să te naști din nou. Asta explica Domnul la fruntașul Nicodim și omul ăsta nu înțelegea. Și Domnul vorbește că fiecare om are posibilitatea să se nască din nou. Și când ne naștem din nou, acum moștenim firea dumnezeiască, spune Petru, ne-am făcut părtași firii dumnezeiești. Nu mai avem de-a face cu blestemul. Noi am fost chemați să moștenim binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Iar destinația noastră, cetățeni împreună cu Sfințe. Slavă Domnului! Asta se produce prin nașterea din nou. De ce a venit Domnul Iisus în lumea asta? Îi explica lui Nicodim și acum ne explică nouă. Nașterea din nou, produsă prin cuvântul Evangheliei și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că numai Duhul Sfânt are capacitatea de a convinge. Eu știu că la unii cuvintele mele se rostogolesc pe lângă voi. Nu știu dacă cuvintele mele ajung în inima voastră. De aceea am rugat aici și de când am venit, Duhule Sfânt, dovedește tu lumea vinovată. Asta spunea Domnul. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată. Și aș vrea ca în seara asta, pe cei care nu s-au născut încă din nou, să-i convingă Duhul Sfânt să o facă. Amin? Și după ce ne-am născut din nou, urmează botez în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Doamne, fă să ajungem și la treapta aceasta. În procesul nașterii din nou, frații mei, un rol foarte important îl are învățătura. Învățătura. Ați văzut dumneavoastră, comuniștii aveau acea tactică de spălare a creierului. Îți spunea de 100 de ori și de 1000 de ori și făcea lecții politice și în clasă și vorbea de evoluție. Că noi suntem dintr-o moluscă, dintr-o broască, dintr-o nu știu ce am ieșit noi. Și până la urmă, pe unii o convins. Învățătura contează foarte mult, creează dependență. Fiecare om este rob învățăturii pe care a acceptat-o. Creștinii ortodoxi, ei cred în puterea miraculoasă a moaștelor, în aghiazmă, în închinarea la sfinți și multe alte. De ce cred așa? Pentru că așa au fost învățați. Creștinii adventiști țin sabatul cu strictețe, cu zeciuieli, cu anumite restricții care le au ei. Știți de ce sunt ei așa? Pentru că așa au fost învățați. Noi, penticostali, îndată începem stăruința, Doamne, botează-ne cu Duhul Sfânt, lasă darurile Duhului Sfânt. Știți de ce? Pentru că așa am fost învățați. Ca un om să schimbe credința sau religia, el trebuie să schimbe întâi învățătura. Să renunțe la învățătura care a avut-o, să îmbrățișeze altă învățătură. Și asta este o învățătură nouă. În Israel era plin de doctori în teologie. Aveau preoți, farisei, cărturari care știau punct și virgulă din legea lui Moise. Dar când predica odată Domnul Hristos, un predicator tânăr, itineraric, predica de aici, colo, așa, spune Marcu, capitolul 1, versetul 27, după ce în 26, versetul, Domnul a eliberat un om și din el au ieșit niște duhuri, l-au scuturat cu putere și omul a fost eliberat. În versetul 27, oamenii au spus, ce este aceasta? Este o învățătură nouă. Eu aș dori ca învățătura asta nouă să fie și la Arad, la Betel. Adică, dincolo de cuvântul Evangheliei, Domnul să însoțească prin Duhul Sfânt această vestire, amin? Apostolul Pavel stă în Areopagul din Atena de vorbă, în capitolul 17 din Fapte, cu filozofii epicurieni și stoici, și în versetul 19 l-a luat cineva și a spus, se pare tu ai o învățătură nouă, ce vrei să spui? Hai vino aici și spune că a apărut o învățătură nouă, ca să fie naștere din nou, ca să aibă loc înnoirea aceasta, este nevoie de o învățătură nouă și învățătura aceasta nouă noi o avem în Sfintele Scripturi. Iudeii din Berea erau mai înțelepți, aveau o inimă mai aleasă, că în urma predicilor lui Pavel ei meditau profund și cercetau cu Scriptura dacă este așa. Eu tuturora le recomand învățătura adevărată care produce nașterea din nou, este Sfânta Scriptură. Dragii mei, mergeți acasă, puneți mâna pe Sfânta Scriptură și dacă un om este sincer cu el și cu Dumnezeu, Dumnezeu îi va descoperi adevărul. Amin? Amin. Și după ce se produce în noi nașterea aceasta din nou, după ce învățătura aceasta nouă ne transformă, apar la omul nou, la ființa nouă, apar preocupări noi. Un om când se pocăiește, nu mai are obiceiurile vechi, pentru că Pavel spune aici, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că El a făcut toate lucrurile noi, cele vechi trebuie să se ducă din viața noastră. Doamne, ajută-ne la asta! Și vine Apostolul Pavel și spune că o preocupare nouă, o dorință excesivă de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Spunea în versetul 11, deci ca unii care cunoaștem frica de Domnul. Noi trăim, frații mei, constat eu, între oameni este tot mai multă lipsă de frică de Domnul. E tot mai mare lipsa aceasta de frica de Domnul. Dar în momentul când om se naște învățătura aceasta, experimentează nașterea din nou, dintr-o dată omul ăla va avea mai multă frică de Domnul, va avea un respect deosebit, o teamă reverendă de Dumnezeu, să ne-o dea Domnul, amin? Și apoi în versetul 16 spunea, așa că de acum încolo nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și dacă L-am cunoscut în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem așa. Spuneam altădată că o primă treaptă e cunoașterea în felul lumii, care nu întotdeauna e păcătoasă, dar nu e suficientă. Ați sărbătorit împreună cu noi sărbătorile nașterii Domnului Iisus. Cântări și colinzi și poezii și poeme și predici și în adunare și în biserică și la radio și la televizor și oriunde ați vrut s-au născut Domnul, da? E o cunoaștere în felul lumii, o cunoaștere literară, o cunoaștere istorică. Dar vine Pavel și spune, dacă l-am cunoscut așa, acum nu-l mai cunoaștem așa. Există o a doua treaptă, o cunoaștere prin Duhul, nu? Marcu 2,8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. O cunoaștere care ne-o aduce Duhul Sfânt. Roman 9,1. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Și aș vrea ca Domnul să ne lumineze, amin? În Ioan, finalul Evangheliei, au plecat ucenicii la pescuit și acolo l-au cunoscut iarăși pe Domnul în dimineața aceea, dar a fost o cunoaștere pe bază de experiență. Că ei nu l-au văzut pe Domnul cine. Că-a întrebat acolo Domnul, copilaș, aveți ceva de mâncare? I-a spus, ne-am trudit toată noaptea, n-am prins nimic. Și Domnul spune, aruncați mreaja partea dreaptă și când o trage, nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Și Ioan îi spune la Petru, este Domnul. Nu că s-au apropiat de mal, nu că l-au văzut mai bine, dar ei au fost martori la o altă pescuire și l-au cunoscut pe baza experiențelor. Eu aș vrea ca Domnul să ne dea cunoașterea aceasta, amin? Deci un om născut din nou are preocupări noi. El e interesat de mântuire, e interesat de cunoașterea lui Dumnezeu. El are un repertoriu nou. Spuneam Psalmul 40, îmi pusese mădilgea-n Domnul, s-a plecat spre mine, m-a scos din fundul mocire, din groapa pe irie, mi-a pus picioarele pe stâncă și versetul 3. Și mi-a pus în gură o cântare, măi, nu mai poți cânta ce ai cântat înainte. După ce te-ai pocăit, nu mai ai cântecele cele din lume, nu mai ai manele, nu mai ai muzică populară. Tu ai o laudă la adresa lui Dumnezeu, ai o cântare nouă, să ne-o dea Domnul, amin? Cântarea are importanța ei, are însemnătatea ei. Cântarea nu e o pauză în care să facem alte lucruri. Cântarea e o laudă la adresa lui Dumnezeu. Ea are cântarea bisericească, are linia ei melodică, nu are ritmurile și cadența acelora de la hora populară, nu, nu. E o cântare nouă pe care o cântăm spre lauda lui Dumnezeu. Avem o vorbire nouă, avem un vocabular nou. Ne se schimbă vorbirea. Cele vechi s-au dus, expresii, bancuri, glume, știri care nu au de-a face cu pocăința. Acele eu nu le mai am în inimă. Spuneam de multe ori, în viața mea n-am înjurat niciodată. N-am înjurat niciodată și odată mi-aduc aminte, lucram la serviciu, mi-a dat un ciocan peste deget, s-o albăstrit unghia, cred că în 2 secunde, o albastră. Așa mă durerea și făceam au... Și un coleg spune, înjură și îți trece. Și n-am înjurat, știi de ce? Că nu-mi vine să înjur. Mie nu-mi vine să înjur. Vă mai vine să înjurați câteodată? Dacă un om e născut din nou, apă cele vechi s-au dus, nu mai avem. Noi avem preocupări noi, noi avem o dorință de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ne-am schimbat repertoriul muzical, ne-am schimbat vocabularul. Avem o înfățișare mai plăcută. De prorocul Ahia spunea că purta o haină nouă când s-a întâlnit pe câmp cu Ieroboam. Eu mă aduc aminte, la noi am botezat un om din sat, un om rău, grozav de rău, bătăuș, bețiv, toată lumea se temea de el. Am făcut botezul la apă curgătoare, eram într-un iaz mare, era duminică, cald, plin de oameni din sat, pocăiți și nepocăiți. Și înainte de a-l cufunda, fratele Carpul îl chema, se-l cheamă că trăiește, el îmi spune, frate Dragoș, îmi spune la ureche, văd, ai niște prieteni de-ai mei, îmi dați voie să-i spun ceva? Eram așa, nu știam ce spun, nu știam nici eu cât e de pocăit. Am făcut noi catecheză cu el, dar am spus, hai spune, dar vezi ce spui. Și el a luat un bărbat voinic, băi, oameni buni, uitați-vă la mine, voi, prieteni ai primal, mă știți, da, arăta el. Știți cum eram eu înainte? Ia uitați-vă la mine, nu-s mai frumos acum? Știți cum eram îmbrăcat înainte, cum îmblam, cum dormeam prin șanț? Ia uitați-vă la mine ce haină albă. El avea o haină frumoasă. Dar nu numai așa, spunea el. Vă rog frumos, de când m-am pocăit, duceți-vă la ogoarele mele și vedeți cum îmi arată ogoarele de când îți pocăit eu. Și dacă vreți să vedeți că m-am pocăit, veniți cu mine în grajd. Să vedeți ce cal și ce vaci. Știți cum era calul meu? Priponit la crâșmă, fără apă și mâncare dimineață până seara. Nu veniți acum să vedeți ce cal am, ce vaci am și ce ogoare am. că eu m-am pocăit și m-am schimbat. Știți că mărturia lui o prins tare bine. Oamenii dădeau coate, așa-i măi, așa-i, de o vreme, nu-i mai cea la care a fost. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vei s-o dus, amin? Haina asta nouă, ți-o dă Domnul. Că de fapt, fratele meu, ce înseamnă schimbarea asta de identitate? E ca și cum te-ai dezbrăcat de o haină, Efeseni 4:22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați. Ai schimbat haina. Și mai am aici o paranteză. Dacă unii ați fost pocăiți și v-ați murdări haina, Domnul poate să vă curăță. Amin? Zaharia 3. Spunea prorocul Zaharia, l-am văzut pe marele preot Iosua și pe îngerul Domnului stând la dreapta lui. Dar iată că Zaharia era cu haine murdare. Marele preot cu haine murdare. Și atunci un crainic a strigat să se schimbe hainele murdare. Și i-a schimbat hainele. Și prorocul a spus să îi se pună pe cap o mitră curată și i-a pus o mitră curată. Dacă sunt firi risipitori, că nu știu, la balcon, pe undeva, ai venit cu ocazie aici. Scrie în Luca 15 despre fiul risipitor și a venit în fire și în haina lui zdremțuită. Mergea printre amintirile de copilărie, pe drumul din satul lui, mergea spre casa părintească. Și spune așa de frumos Costache Ioanid în poezie, tatăl l-a văzut de departe, spune Domnul Iisus în pilde. Eu ieșit înainte și primul lucru, știi ce-o strigat? Aduceți haina aceea nouă și l-o îmbrăcat iară. Nu știu dacă mai împarte averea tata cu tine, dar hotărât lucru, Domnul îți dă o haină nouă. Vrea cineva să profite de bunătatea lui Dumnezeu în seara asta? Hai veniți înapoi la Domnul acasă și Domnul vă dă o haină curată, amin? Pentru că făptura aceea nouă, omul nou, are preocupări noi. El are o viață nouă, spune Romani în capitolul 6, versetul 4. Astfel, dar noi prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu Hristos, pentru că după cum Hristos a murit, așa murim și noi. Apoi, simbolul botezului spune în același verset 4, că după cum Hristos a înviat din morți și noi am înviat la o viață nouă. Și știți care îi demonstrația vieții noi? Spune în versetul 11 din Roman 6, astfel socotiți-vă și voi morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin? Noi suntem morți față de păcat, adică nu ne mai interesează, nu avem acea curiozitate și nu răspundem la provocările păcatului pe care le aduce diavolul sau firea. Noi față de provocările păcatului, noi suntem morți față de păcat, dar suntem vii pentru Dumnezeu. Și apoi versetul 13 din același Roman 6, să nu mai dați în stăpânirea voastră mădularele voastre ca pe niște unelte a nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă vii lui Dumnezeu din morți cum erați altădată. Dumnezeu ne-a dăruit niște mădulare, mâini, picioare, ochi, urechi, gură. Ce facem cu ele? La noi era, spun că era, că s-a mutat din sat, o fată pocăită cu un băiat din Ardeal și nu spun de unde. Băiatul ăsta a avut o bună stare, era patron, dar venind din București, înspre socrii lui la Bostangi, aproape de Fălticeni, au avut o comoție cerebrală. Și-o paralizat, au avut un mic accident, mic, dar l-au evitat, prietenii l-au adus acasă, ne-au chemat ca să ne rugăm pentru el. Eram împreună cu fratele Liviu Hujeniu, cu fratele Axinte Octavian, cu un grup de frați, să ne rugăm. El nu putea vorbi decât foarte rar, rău, mâna stângă, piciorul stâng nu-l putea purta. Am făcut o rugăciune. Și fratele Liviu se uită la el și spune, măi frate, mă uit la tine, Domnul ți-a dat două mâini. Ți-a dat două mâini ca să mângâi nevasta cu ele. Dar tu ce ai făcut cu mâinile astea? El nu putea vorbi, curgeau lacrimi, nevasta plângea. Și el așa cu gura, cu o jumătate de gură, spune, am bătut-o până acum. Măi, dacă suntem o făptură nouă, da? Acum noi nu mai dăm mădularele noastre în slujba nelegiuirii, nu. Le dăm în slujba lui Dumnezeu, amin? Cred că omul ăsta s-a pocăit, că în urma ungerii cu Dumnezeu, cu un de lemn, Dumnezeu l-a făcut bine și e sănătos, e stabilit aici în Ardeal și cred că duce o viață bună. Acum ți-a dat Domnul doi ochi, ce vezi, două urechi, ți-a dat o gură, ce faci cu gura care ți-a dat-o Dumnezeu? Și spune, repet versetul 4, noi am înviat la o viață nouă, să ne ajute Domnul, amin? Omul născut din nou are dorința părtășie cu frații. Versetul 14, că dragostea lui Hristos ne strânge. Ce vă aduna pe voi aici? Nu ne-o strâns dragostea lui Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Frații mei, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Făptura asta nouă se realizează numai respectând expresia în Hristos, cele vechi s-au dus și acum El a făcut toate lucrurile noi. Caracterul, statutul omului nou, noi acum suntem identificați cu Hristos. Că spunea Pavel aici că dacă Hristos a murit pentru noi, acum noi trăim pentru cine? Pentru Cel ce a murit, adică pentru Hristos. Pentru cine trăiești tu? Câți ani ai? De când ești în Arad, câți ani ai? Ce vârstă ai? Anii care ți-au trecut până acum, pentru cine ai trăit tu? Ai trăit pentru Hristos? Oare eu am trăit întotdeauna pentru Hristos? Doamne, fă să fie așa! Ne-am identificat cu Hristos, Pavel spunea Galateni 2:20. Eu am fost răstignit împreună cu El și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă a fi o făptură nouă. Dumnezeu să ne dea noirea aceasta, amin? Ăsta e statutul nostru, identificați cu Hristos. Noi acum trăim pentru Dumnezeu, pentru că omul cel vechi, spuneam Efeseni 4:22, se strică după poftele înșelătoare. Se strică, omul ăla vechi se degradează. Ajunge să miroasă, cred că la urmă. Dar în Coloseni 3:10 spune, după omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință. Omul ăla vechi se strică, omul ăla nou se înnoiește. Vrei să fii un om nou? Vrei să pleci din seara asta ca o făptură nouă? Doamne ajută-ne, amin? Eu v-am povestit aici la dumneavoastră. Nu eram căsătorit, n-am fost fotbalist. Îmi plăcea să joc fotbal, că aveam adrenalină, aveam energie în mine. Și jucam așa fotbal, n-am fost profesionist niciodată, nici foarte bun, recunosc. Dar odată am visat un vis, m-a spus aici, sigur m-a spus visul ăsta. Cum lucram eu la depou, era un loc unde se alimentau cu păcură locomotivele cu apă. Erau niște furtuni cu păcuri care le puneai păcura încălzită, curgea acolo în tender și de acolo plecau la drum. Se făcea că eram acolo și dintr-o dată a apărut în fața mea o arătare foarte hâdoasă, urâtă, așa, înaltă. Eu am vrut să fug, dar mi se încleiau picioarele, nu puteam fugi. Duceam o luptă în somnul meu și când am văzut că nu pot fugi, m-am întors la el. Și am spus așa, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și el mă întreabă ironic, chiar s-au dus? Și mi-au amintit câteva lucruri, una din ele era fotbalul. Și m-au întrebat, fotbalul s-a dus? Și alte lucruri care nu vi le spun, că mă rog Domnul să fie dusă. Da? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, El a făcut toate lucrurile noi. Ne-am identificat cu Hristos, trăim pentru Hristos și suntem cetățeni împreună cu Sfința. Amin? Al doilea gând care l-am din textul acesta, de fapt din întreg capitol, 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel de fapt își apără slujba lui. Își argumentează trăirea lui sfântă pe care o are, folosind în capitolul 5 câteva argumente. Frații mei, în spatele oricărei acțiuni care o facem noi, există o motivație. Eu am venit la Arad, știți de ce am venit? Că suntem prieteni, nu? Înainte de a mă porni, ieri dimineață eram cu fratele Șoltun Zauriel cu telefonul în mână și fratele Șoltun îmi spunea: Dragoș, dă un telefon la fratele Micurescu, spune că nu poți să vii, tu vezi afară. La noi în Suceava e iarnă, Iașul e blocat, aeroportul nu operează deloc, la Suceava au fost curse anulate, câteva zboruri numai. Eu din Bosanci până Suceava am făcut nu știu cât troiene, nu așa mergeam încet. Și Aurel îmi spune: unde te duci, măi, omule, până la Arad? Mulțumim, Domnul, că încoace drumul a fost bun. Dar eu știu, zice, am venit, că am vrut să vă văd. Am fost chemat, am promis, în spatele acțiunii mele a existat o motivație, da? Tu iei 2 lei în mână și te duci la magazin. De ce te duci? Păi să cumperi sare și chibrit. Eu știu de ce mă duc la magazin, da? În tot ceea ce faceți dumneavoastră există o motivație. Și Pavel o trăi ca un om sfânt. În calendariile canonizați Sfinții Apostol Petru și Pavel, marele titan al credinței, apostolul neamului. Și acum el dă socoteala, justifică traiul lui. Că unii l-au făcut nebun, și spunea aici așa. Și el spune: da, dar să vă spun de ce e așa. Primul argument care îl folosește Pavel e din versetul 1 începând. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer la Dumnezeu o clădire care nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Și gemim în cortul acesta plin de dorința de a fi îmbrăcați cu cortul celălalt. Primul argument folosit de Pavel știți care este? Le spune celor din Corint: oameni buni, eu cred că este cer. Eu cred că dincolo de viața asta mai este ceva. Nu se termină totul, oameni buni, la groapă. Frații mei, nu în cavou, nu în cimitir e finalul nostru, nu, nu. Dincolo de groapă și de humă și de plâns și de vocit, mai este ceva. Este un cer la Dumnezeu și o clădire la Dumnezeu. Amin? Amin. Mai credeți asta? Există două lumi paralele, spuneam eu, ele coexistă, sunt în același timp, o lume a materiei și o lume a spiritului. În momentul când moare omul, el nu face decât un pas, un singur pas și pleacă din lumea asta materială într-o altă lume. În lumea unde pleacă sunt alte valori, frații mei. Ce faci dincolo cu banii tăi? Am înțeles la Revoluție că i-au prins pe unii cu saci de sute de cele albastre și nu au mai fost valabile și au înfundat canalizarea. La ce-s bun banii? Niște hârtii colorate, da? Odată lucram la ceva, la o meseriașă, n-avea șaibe, o spus: stai că am eu șaibe. Și o adus așa, avem un punct de bani de 3 lei, de ceea vechi. Și le-au dat o gaură cu burghiu și o prins șurubul, scute, am șaibe și eu. La ce-s buni banii de 3 lei din vremea lui Ceaușescu sau de un leu? La ce-s buni euro? La ce-s buni dolari? La ce-s buni bani românești când faci pasul în lumea cealaltă? Ce faci cu banii dincolo? De ți-ar pune în sicriu să te îngroape pe bani. Ce-ți trebuie bani dincolo? Apostolul Pavel spunea: oameni buni, dincolo de lumea asta, eu cred, ăsta e argumentul meu, eu trăiesc ca un sfânt, eu trăiesc cu grijă în viața mea, că eu cred că este cer și mai este ceva dincolo de pământ. Mai credem și noi asta? N-ai ce face acolo cu diplomele tale, cu relațiile tale, cu firma ta, cu banii tăi. Pe zi ce îmbătrânesc, tot mai mult mă muncește gândul acesta. Toată agoniseala noastră rămâne aici. Apostolul Petru spune că va fi un cataclism cosmic. Astronomii studiază că se aliniază planete, nu știu, cu un meteorit, nu știu, nu. Dar Petru spune că va veni o vreme în care cerul va trece cu trosnete, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin? Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, în momentul când noi trecem în partea cealaltă, când facem pasul și din lumea asta a materiei, ajungem în partea cealaltă, acolo sunt alte valori. Ce ai tu pentru lumea de dincolo? Avem la Dumnezeu o clădire, spunea Pavel, nu-i făcută de mâini, îi veșnică. Cum arată casa ta de dincolo? Cât ai lucrat tu la casa asta? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? folosește Pavel un al doilea argument și spune în versetul 9, de aceea ne și silim să fim găsiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Deci Pavel asta voia el tot timpul, să placă lui Dumnezeu. El voia să placă lui Dumnezeu. La noi a fost odată un frate, un băiat tânăr, a predicat și spunea motivația asta, că trebuie să placem. Și spunea la surori, când vă îmbrăcați, cui vreți să placeți? Gândiți-vă, mă duc în oglindă, mă uit, mă aranjez ca să plac cui? Când vorbesc, acum eu predic, cui vreau să plac eu? Pavel spunea că dacă mai vreau să plac oamenilor, e o problemă, nu? Când faci o faptă, când ai o acțiune, cui vrei să placi tu prin ceea ce faci? Și Pavel spune, de aceea mă și silesc să fiu găsit plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când în versetul 10, Pavel spunea așa, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata pentru binele sau rău care îl va fi făcut cât trăia în trup. Pavel spune, măi, eu vreau să-i plac lui Dumnezeu, că într-o zi voi fi în fața lui. Știți cât mă gândesc eu la asta? Nu sunt un om sfânt prin excelență. Mă străduiesc, mă lupt, greșesc, îmi cer iertare, dar mă gândesc în momentul final, când se va auzi, gata cu tine, voi fi plăcut lui Dumnezeu? Te duci la fotograf, acum mi-am schimbat buletinul și mi-am făcut poză. În momentul când te-o prins, pe mine m-o prins nu tare bine, uitat în poză, nu mi-a plăcut. Dar așa am stat, nevasta spune, dar așa ești tu, cum ai vrut să-i scoată? Nu, în momentul când ai plecat din lumea asta, ea, cum te-o prins clișeul, așa pleci. Te-o prins plăcut lui Dumnezeu? Când mergi înaintea tronului, înaintea scaunului de judecată, vei auzi glasul, vină slugă bună, sau vei auzi, du-te blestematule. Oameni buni, astea nu sunt povești. Frații mei de la Arad, astea sunt realități care le scrie Scriptura. Pavel spune, am ajuns nebun, voi m-ați silit. Dar știți de ce? Eu cred că dincolo de pământ mai este un cer. Eu vreau să plac lui Dumnezeu, asta-i mobilul, asta-i trăirea mea, asta-i gândul meu dintotdeauna. Să le ajute Domnul, amin. Ce înseamnă să placi sau să nu placi? Cu ceva vreme în urmă, când a început iarna la noi, era, cred că prima ninsoare și un ger mare, au venit proprietarii unei case, nepocăiți, și au scos pe chiriaș, care chiriașul era băiatul lui. I-a scos afară pe el și pe 10 copii. Pentru că părinții ăștia cu 10 copii și 10 copii erau pocăiți, părinții lor erau nepocăiți, tot i-o ocărât, tot i-o bajocorit, tot i-o blăstămat, tot i-o judecat și pentru că ei au rămas tare, într-o zi i-a scos 10 copii și părinți afară. Duceți-vă cu pocăiții voștri. Și asta nu-i de mult, în satul Tișăuț, de lângă Bosange. Câțiva frați de la noi au auzit, au fugit repede cu mașina, i-au pus într-o casă din Bosanci care era goală, unde vor sta până în primăvară, noi ne-am mobilizat, ne-am cumpărat casă, o renovăm și ducem înapoi acolo. Ce înseamnă să nu placi cuiva? Oamenii ăștia bătrâni n-aveau dreptate. Dar noi trebuie să ne comportăm așa ca să placem lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin? Al treilea motiv care îl invocă Apostolul Pavel și spune, măi, eu strâns de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Hristos ne strânge, nu? În Ioan 4, cât cu 19, noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Nu știu care e accepția dumneavoastră asupra unei probleme, dar eram într-o adunare din nordul Mucovinei, stăm de vorbă cu un frate și un tată a multora copii, mult peste 10. Și îmi spunea, fraților, eram cu 3-4 frați, fata asta mea, o fost bolnavă, s-a îmbolnăvit de rinichi, o făcut dializă, nu-i mai ajutat dializa. Se stângea, spune el, ca o lumânare. Pe zi ce trece, la 20 de ani se stângea. Și mi-a spus doctorul, dacă cineva i-ar da un rinichi, s-ar găsi, ar avea o șansă. Și eu i-am spus, o găsit donatorul. Cine? Eu îl dau. Se spune, am plecat la Fundeni, am făcut teste de compatibilitate, fata mea trăiește, are servici și sănătoasă. M-am uitat la omul ăsta, Nu știu, și eu îmi iubesc copiii, nu știu dacă aș putea face. Nu știu ce aș putea, fac multe, multe pentru copiii mei. Nu știu până unde ar merge sacrificiul meu. Dar mă gândeam că Dumnezeu, pentru cei din Arad, și nu numai, l-a dat pe Fiul Lui să moară. Când l-a luat acolo din sânul Tatălui, din bucuria, din slava care o avea, și l-a dat jos pe pământ. Și-au venit pe pământ, oamenii l-au bajocorit, l-au urât, l-au scuipat, i-au pus curună de spini, l-au răstignit, l-au omorât. Asta pentru păcatele mele, asta pentru păcatele tale. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat ceavul mai scump. Cum răspunzi tu la dragostea lui Dumnezeu? Că noi trebuie să răspundem la dragostea lui Dumnezeu. El a demonstrat iubirea, tu ce faci pentru El? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Și în al patrulea rând spunea Apostolul Pavel, eu sunt păcat cu Dumnezeu și mie Dumnezeu mi-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Avem slujba împăcării. Eu trebuie să spun la toți că există iertare de păcate. Eu trebuie să spun la colegi de serviciu, trebuie să spun la vecini, trebuie să spun la ea de la școală, de la ea de la liceu, de la ea care merg cu trenul, eu trebuie să le spun că Dumnezeu a făcut primul pas spre împăcare. Este careva în vrășmășie cu Dumnezeu în seara aceasta? Are ocazia ca să se împace cu Dumnezeu. De asta sunt. Pavel spune, noi suntem dar trimiși în puterniciția lui Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu va ruga fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, oameni buni, amin? Nu de mult în Basarabia, într-o adunare mare, au fost mai multe lor de cuvânt și cu asta închei predica. La un moment dat s-a ridicat un bărbat, cred că mai în vârstă decât mine, înalt, subțărel, vorbea bine românește și spunea, frații mei, eu m-am născut când Imperiul Sovietic, Uniunea Sovietică era în floare. Am fost un copil năcăjit de acasă, că toți eram năcăjiți. Tata s-a străduit, a adunat bani cu bani, a muncit ca să ne facă pe noi copiii fericiți. Și ne-a adus acasă un televizor. Un televizor alb-negru, că așa erau. Eu din totdeauna am căutat fericirea, ca și copil, căutam fericirea și căutam respectul, aprecierile altora. Și când mă uitam eu la televizor, mi-au plăcut de ăștia care joacă fotbal. Așa jucau fotbal și când dau unul un gol, se ridicau tribunile și îl aplaudau și făceau din el un idol. Și am spus, asta voi face în viață, voi juca fotbal. Și spunea el, mă culcam cu mingea și mă trezeam cu mingea. Am vorbit cu tata și m-a dat la un liceu sportiv și am ajuns fotbalist. Dar nu un fotbalist de ăsta din Maidan, ce bate mingea pe imaj. Am ajuns un fotbalist de elită, spunea el. Am ajuns în selecționata Uniunii Sovietice, eram vedetă. Când intram pe stadion, tribunile mă aplaudau, când am golul, nu se putea fără mine. Dar el spunea, totuși, dorința mea de fericire nu s-a împlinit. În mine aveam un gol, se termina meciul, plecam, câștigam, luam o grămadă de bani, ajungeam acasă și eram nefericit. Aveam o nemulțumire. Odată spunea cineva că în inima noastră este un gol și golul e de forma lui Dumnezeu. Și numai Dumnezeu poate umplea golul acesta. Unii pun o minge, alții o sticlă cu băutură, alții pun un pachet de țigări, unul pune o femeie în visurile lui, altul pune o punguță de droguri. Asta nu-i fericire. Fericirea adevărată o aduce Dumnezeu, amin? Și spunea el, pentru că nu mi-am găsit împlinirea, am început să beau. M-au prins colegii și mi-au spus, măi, nu mai bea, că te dau afară, cât ești tu de bun. Au început antrenorii, staful tehnic să-mi spună, băi, nu mai bea, măi, că te dăm afară. La un moment dat m-au aruncat afară. Și spunea el într-o adunare mare ca asta, frații mei, am ajuns să dorm pe sugarduri și pe iarbă verde. Bani nu aveam strânși și fericit n-am fost niciodată. Și cum eram acolo în starea aceea căzută, mărturisea, el spunea, într-o zi, în dreptul meu s-a oprit Iisus Hristos. S-a plecat spre mine, m-a ridicat, m-a iertat de păcate, m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a dat făgăduinți grozave. Și de atunci, spunea el, sunt un om fericit. Vedeta de altă dată locuiesc la un cămin de nefamiliști, S-a uitat la el, spune, eu am două perechi de pantaloni, una o spăl și o pun la uscat și cu una merg la evangelizare. Dar nu este pe lume om mai fericit decât mine. Și Dumnezeu m-a trimis tuturora, spunea el, să vă spun, nu este fericire fără Dumnezeu. Nu este o satisfacție lăuntrică, sufletească, reală în lipsa lui Dumnezeu. De aceea vă chemăm în prezența lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, ducă-se cele vechi și să fim oameni noi, amin? Oameni născuți din nou, oameni născuți din apă și din Duh și să avem preocupări sfinte. Motivația noastră să fie ca și Apostolul Pavel. Noi trăim ca niște sfinți, noi trăim ca niște pocăiți în Arad pentru că avem de ce să trăim. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.